Mai nou, moldovenii provin de la extraterestri. Aceasta este ipoteza promovată de o sectă ce activează ilegal la Chișinău. Ideea pare a fi inofensivă dacă o neglijăm, dar dăunătoare pentru cei care cad în mreaja sectanților. Este și povestea unei tinere de 25 de ani, care după ce s-a lăsat ademenită de scientologie, este de nerecunoscut. A plecat de acasă, are un comportament ciudat și a intrat până peste cap în datorii. Nicoleta, o tânără de 25 de ani, a absolvit recent o facultate și era în căutarea unui loc de muncă, atunci când un necunoscut a abordat-o pe unul dintre site-urile de socializare. I-a propus un job la prima vedere atractiv, doar că în loc să fie remunerată a fost ademenită de o sectă. Sub protecția anonimatului, mama Nicoletei a acceptat să ne vorbească despre calvarul pe care îl trăiește alături de fiica ei. Asta vară eu am observat la dânsa că ceva închide ușile, că pe dânsa o ierita sunetele de afară, noaptea ieșa din casă, plânge, spune jos, că e vrea singur să ridice și dar nu are putință. Spune că a încercat în repetate rânduri să-și ducă fiica la un psiholog. Aceasta însă refuză categoric. Are cărțile cu dianetic, într-adevăr, și din online am văzut scoas un fel de traininguri. Reporterii Jurnal TV au mers cu camera ascunsă la sediul sectei care i-a schimbat radical viața Nicoletei. Odată ce am pășit pragul, mai multe persoane s-au oferit să ne ajute. Noi avem un test Oxford și el a făcut ca să analizez sposobnosti și pot să fac în general. Toate serviciile centrului însă costă. Cărțile de dianetică de la 200 până la 3000 de lei. Iar primul seminar la care trebuie să participe obligatoriu toți nou veniții costă 500 de lei. Exact ca în cazul fetei, reporterului Jurnal TV i s-a propus un job dacă nu are bani pentru a plăti cursurile. Mi trebuie să fac un lucrător aici, da? Și deci după și tu treci măcar de un curs sau seminar, scientologia este o combinație dintre filosofie și religie, axată pe studierea subconștientului uman, teze înaintată de scriitorul american Ronald Hubbard. Secta este cunoscută deja în Occident și promovată de mai multe vedete de la Hollywood, cum ar fi Tom Cruise sau John Travolta. Principalele metode de curățare psihică folosite sunt sesiunile în grup, în timpul cărora se utilizează chiar și hipnoza, afirmă doctorii în filosofie. Orientare, mișcare religioasă, sau poate că ființa umană a apărut prin niște extraterestri care cărora li s-au tulburat mințile într-un fel și mintea trebuie curățită. Potrivit Ministerului Justiției, în Moldova nu este înregistrată nicio mișcare religioasă cu numele de scientologie sau dianetică.